Salutare, fraților, și bine v-am găsit la un nou episod. Astăzi ne jucăm un Minecraft, după cum v-am obișnuit în ultima vreme. Am făcut destul de multe update-uri ultima dată pe live. Cred că ați văzut, dacă ați stat până la final puțin, ați văzut într-o mică măsură ce am construit și ce am mai făcut pe serie. Văd că este noapte, așa că hai să ne băgăm la un somnic de ăsta nebun. Dar sunt monștri în jur. Oh shit. Și de asemenea, stați așa că avem un pat. Avem un pat, aparent este o... De desubt acolo cred că este vreun cave, ceva de nu merge să dorm. I don't fucking know, but hai să vă arăt ce am construit eu pe aici așa, pe aici așa. Avem, în primul rând, și în primul rând, avem elita. Am stat să caut ceva, era destul de departe, chiar era destul de departe bărcuța, să zic așa, Nen City. Dar am găsit-o într-un final. De asemenea, mai avem un beacon mirabolant care l-am și decorat puțin prin părțile astea cu niște hauri de-asta nebun din Bastion, cum ar veni. Am mai făcut mare design la satul ăsta. Și da, arată ceva de genul. Stați așa să vă arăt. Opa, așa, strașa. Da, statura mai aproape de mine, fiindcă... Opa, așa, trebuie să vă țineți bine, boys. Trebuie să vă țineți bine. Ceva de genul ăsta arată. Mai avem de construit unele lucruri. Da, zic că arată destul de pretty. Bă, e destul de interesant. Am modificat și... această fermă de iron după sfaturile mirabolante ale domnului Cioștica. Avem aici și un zombie cu armură, frumos aici, să nu fie atacat de nebuni. Și da, funcționează. Urmează să mai strângem niște iron pentru al doilea beacon, fiindcă da, ne trebuiește. Am mai decorat zona asta cu niște copaci din Nether, de ăștia frumoși albăstrei, așa. Băi, arată bine. Chiar îmi place cum a ieșit. Am zis că statul ăsta vreau să fie așa mai darkish, Și zic că, bă, ne ieși destul de bine. Da, bă. Așa, asta voiam să fac, bă. Zic că arată destul de bine, so mie îmi place, boys, mie chiar îmi place. Arată destul de interesant. Arată așa mai medieval, mai bastion, frumos, un stil de bastion. Oricum, din bastion am luat toate nebunile astea, toate pietrele, o grămadă. A fost o mică durere în funduleț, dar a meritat, fiindcă arată genial. Mai trebuie să schimb acoperișurile, să le fac tot așa, cu un stil de ăsta așa albastru. Și cam am terminat aventura în setul cu ăsta, urmează să ne apucăm și de alte construcții în alte locuri. De asemenea, cred că ați văzut, stați așa, să mergem, vreau să dacă merge OBS-ul, o secundă, da, bun, funcționează tot în regulă, bun. După cum ați văzut, am modificat aici frumos intrarea în fabrica de iron, ceva de genul ăsta arată, zic că arată destul de interesant. Am zis să nu fie un design cine știe ce complex, am zis să fie așa, oala cât de sunky, un mic cave, să zic așa. Și am mai modificat, și nebuneala asta, ceva de genul arată aici, este, bă, o trebuia să îmi fac o insulă și pe stilul ăsta, fiindcă îmi place stilul ăsta, frumos cu verdișor, cu piatră de asta nebună, bă, arată interesant, n-aveți ce aici. Și de asemenea, avem chesturile astea pline, plus ăsta, și de asemenea începe și aici să se strângă, zic că este destul de ok, produce destul de mult, am făcut zona destul de mare, da, merge, funcționează. Și de asemenea, cum ați văzut, am pus piatră peste tot pe jos, pe aici, aici avem un design de ăsta mai nebun așa. Ca voi. Și de asemenea am modificat și aceste fabrici, să le zic, nu știu, ceva de genul. E o mică improvizație, merge. Deocamdată merge, până facem noi ceva, merge. Și da, de asemenea, boys, dacă vă place ce am făcut până aici, să ne dați voi subscribe, să acel butonaj de like. Și de asemenea să nu uitați să vă abonați cu clonțopel și toate nebunile pentru a fi la curent cu noile episoade și de asemenea live-uri. Apoi, am venit în partea asta de aici, tot așa, cu o cărare de asta mai nebună, chiar așa aici mă lăsaseră, nu mai aveam piatră de asta nebună. Și am rămas așa, e bine. Aici avem un copăcel care l-am pus random. Și bun, avem și un un cuptor așa mai mare așa, cred că o să vă bârne la capul ăla în momentul de față.
dar e ok, e un smelter destul de ok, nu e cel mai eficient, vă dați seama, dar funcționează destul de bine și na, am zis că, după cum știți, avem aici Kelpu și cu, stați așa că am un lapsus, Kelpu și cu acele, am uitat și cum se numea, mă. Bambus, așa, nu știu ce uitam cum, ok. Avem bambus cu Kelpu și din fabricile astea două se alimentează, vine aici, le pune în cuptorele și de aici, aici o să punem noi materialele, ce vrem noi să fie, să fie băgat la cuptor pur și simplu, apoi se duce în două de astea care le vedeți de aici că vin, le ia frumos, se duce, le bagă încolo frumos. Apoi pe aici de dedesubt, aici pur și simplu așteptăm să vină cărnica sau orice am pune noi acolo. Și da, cam asta este și smelterul. Bă, am făcut destul de multe update-uri de când n-am mai făcut live-uleț sau episod cu Minecraft, so zic că merită. Zic că merită. Avem și acolo un crafting table, dar da, acolo o să rămână. Vreau să văd cât am mai produs fabrica de lână. Bă, fabrica asta de lână chiar produce și într-o zi trebuie să-i schimb și astea, dar deocamdată văd că la jumate, deci funcționează. Trebuie să-i mai fac un design pe afară. Bă, produce și asta destul de mult, chiar produce mult. Vreau să-i pun niște culori, ceva de genul, dar e ok, merge. Bă, ușor ajunge și seria asta miștoacă, mai ales ținând cont că este o serie single player. Eu zic că e absolut. Revenind, boys, hai să vă mai arăt ce am mai făcut pe serie. Dacă mergem în partea asta de aici, știți că avem această fabrică mirabolantă de gunpowder, oase, string, de toate. Efectiv avem o grămadă și vedeți că se spawnează. Și în momentul de față vedeți că am pus aici niște campfire-uri de astea nebune. Pur și simplu aici sunt arși toți mobii care ajung de sus, frumos se spawnează sus și ajung în aceste chesturi. Zic că arată destul de bine. Plus că, chiar dacă nu vedeți voi prea mult gunpowder, este fiindcă l-am cam ciordit pe tot. Cam așa arată toată nebunia noastră. Zic că este destul de ok. Merge, funcționează, se spawnează destul de mult. Dacă vrem pe viitor ceva mai productiv, mai facem încă unul lângă. Dar deocamdată zic că produce destul de bine. Deocamdată mi-ar trebui încă o fabrică de iron, fiindcă aia nu produce chiar foarte mult, dar produce. Chiar produce, spre surprinderea mea, chiar produce. Este o fabrică de început, să aveți un tutorial dacă vreți să faceți și voi tot una la fel, ceva de genul. So, na, merge. Dar trebuie să-mi fac una mult mai ok, fiindcă e greu. Și de asemenea aici avem un loc unde stăm noi AFK în caz de caz și de necaz, în caz că nu avem ce face. E destul de ok, so, oh my god. Da, boys, cam astea sunt cu upsie-dupsie. Ok, nu știu ce s-a întâmplat adineaurea, dar să zicem că a fost ok. Da, cam astea sunt cu update-urile, nu am mai făcut alte update. Uite un câine, mi s-a părut un câine pe aici, boys. Nu, cred că s-au lac. Nu, eu văd câini, boys, erau oi toată ziua și eu văd câine, hai că e bine, bun. Da, cam astea sunt update-urile pe seriu, că... urmează să mai facem mult alte nebunii, fiindcă mai am un plan. Trebuie să mai sap un chunk pentru fabrica de slime și să mai fac alte nebunii de fabrici care, boys, o să mănânce destul de mult timp. De asta obișnuiesc să le fac mai mult off-camera, fiindcă atunci am cel mai mare progres. Nu știu, mi-este destul de ciudat să mă joc, să fac live și să mă urmăriți când fac live și eu să fac orice altceva, adică nici nu pot să mă concentrez sau toate chestiuțele astea. E destul de dificil. De asemenea, după cum vedeți, am umplut cam multe chesturi. Urmează în plan un chest room, fiindcă neapărat trebuie. Dar până atunci nu cam ce face. Oricum, e ok.
Și cum v-am zis, ca și planuri avem așa încă o fabrică de iron, fiindcă asta nu produce cine știe ce, adică produce, dar nu într-o cantitate foarte mare. Urmează o fabrică de slime, urmează o fermă de pepeni, de dovleci de asemenea, trebuie și de sugar, de sugar, auziți, de asta, am și uitat cum se numea, mă. Am și uitat cum se numea, stați, am și uitat. Că nu-i sugar, e sugar cane. Ok, e sugar, dar e sugar cane. În fine, dă trestie cum ar veni, dă trestie, boys, dă trestie. Trebuie să facem și una de aia, dar astea după ce facem fabrica de slime, fiindcă ne trebuie o flying machine care e complicat. Dar, da, cam atât cu aceste update-uri, sper că v-a plăcut. Să nu uitați să apăsați pe acel butonaj de like, să vă abonați Clonțopelul ca să fiți la curent cu noile postări după această serie mirabolantă. De asemenea, eu ca de obicei v-am pupat.